În piațeta Decebal din municipiul Megidia se lucrează de zor. Deși conflictul cu angajații Spitalului Municipal Megidia, dar și cu angajații Apollo Ecotern nu s-a încheiat, aceștia neprimindu-și încă salariile, municipiul Megidia se pregătește deja pentru sărbătorile de iarnă. 10 brazi aduși din Italia au fost deja plantați în piațetă și a început de asemenea și montarea instalațiilor de iluminat festiv. Cadrele medicale ale Spitalului Municipal Megidia, împreună cu angajații firmei Apollo Ecotern, se luptă să-și primească drepturile salariale. Oamenii sunt disperați și au fost prezenți la fiecare ședință de consiliu pentru a-și cere drepturile ce li se cuvin. Penalitățile la băncile noastre, cine le plătește? Ne-a dubat cu salariile, nu mai am salarii. Noi avem bănci, avem ceareuri, avem copii de crescut, poate cum vreau să n-aveți, noi avem. Noi ce mâncăm până luna viitoare? Domnul primar, nu te vede, se ridică. Hoția cum e toată în România, așa și în Megidia. Cea mai mare hoție. Așa a devenit România, o hoție curată. Domnul primar, de ce consilierii se scoală și pleacă? Nu le convine ce spunem noi? Păi cred că asta este, adevărul supără. Doare, dar până ne doare stomacul. Datoriile care le avem, avem copii, avem nepot. Ce facem pe ei? Serios! În schimb, municipalitatea se pregătește de sărbători. Începând de astăzi, 10 brazi importați din Italia vor înfrumuseța imaginea piațetei Decebal împreună cu instalațiile de sărbători. Sunt 10 brazi din import din Italia, sunt sponsorizați de 2 agenți economici și acum noi nu facem decât să-i plantăm și să-i, cum să spun, secularizăm, pentru că brazii sunt arbori seculari și vor rămâne aici sute de ani. Așa că nepoții, strănepoții noștri vor beneficia de aceste beneficii pe care brazii le au, aer curat și foarte mult. De ce au fost scoși ceilalți? N-a fost scos nimic, pur și simplu există o vârstă și la arbori, cum și la oameni există o vârstă. În acest parc erau arbori foarte bătrâni, arbori, mulți dintre ei care erau ca și un pericol atunci când, știți, se mai întâmplă să mai avem și furtuni și fenomene nedorite și ca să prevenim unele accidente, unele situații neplăcute, a trebuit să facem acest lucru. E normal la o perioadă de timp să regenerăm materialul pentru că așa înfrumusețăm și ținem de fiecare dată arborii în perioada, în timpul în care produc cel mai mult oxigen. Și de asta avem nevoie în Megidia, de oxigen. Chiar dacă mai sunt câteva săptămâni bune până la Crăciun, Megidia se pregătește pentru sărbătorile de iarnă. Din păcate, nu cu aceeași bucurie se gândesc și cadrele medicale ale Spitalului Municipal Megidia, dar și angajații Apollo Ecotern, care momentan nu știu când își vor primi drepturile salariale.